Și că ne-am băut ceaiul sau, în cazul unora dintre voi, cafeaua. Haideți să nu mai trag de timp și să vă spun ce vom face astăzi. Poate că mulți dintre voi nu știți, sunt studentă la calculatoare și m-am gândit că ar fi fun să pictez ceva legat de asta. Și ce să se potrivească mai bine decât faimoasa imagine de fundal al Windows XP. Nu am încercat să recreez chiar unul la unul pentru că nu am cum și nici nu mi-am dat interesul. În cazul picturii mele, culorile sunt mult mai vii și mai puternice decât în imaginea originală. Și haideți să vedem cum am realizat această pictură! Ca în fiecare pictură de-a mea, voi începe cu cerul. Voi avea 3 nuanțe de albastru, iar nuanța cea mai închisă o voi plasa în partea de dreapta sus. În jurul ei voi veni cu o nuanță mai deschisă, urmând ca în colțul din stânga jos să fie partea cea mai luminată a cerului, adică nuanța cea mai deschisă de albastru. Voi lăsa câteva spații goale ca idee unde voi avea norișorii, ca să nu mă chinui foarte mult cu albul să-l cupăr albastru. Plasez și uniformizez cât de mult pot culoarea, iar apoi cu o pensulă curată voi blendui sau voi difuza, cum vreți să-i spuneți, cerul, pentru a-l face cât mai uniform și fără linii dure. Iarăși revin să umplu golurile și revin cu pensula. Voi repeta de câteva ori acest proces ca să am un rezultat cât mai plăcut ochiului.
o pensulă plată îmbibată în alb curat, voi plasa norișorii. Mă orientez să-i pun cam cum erau în imaginea pe care am ales-o, doar că nu mă chinui foarte mult să respect acest lucru să fie la fel, pentru că aici este vorba despre artă și nu am vrut să copiez exact această poză. Cât fac norișorii, vreau să vă spun un pic câteva detalii despre această imagine. Și anume că în spatele acestei imagini este o poveste, iar Wikipedia spune că numele imaginii este Bliss. Iar aceasta este o fotografie needitată făcută în Los Carneros, California. Numele celui care a făcut fotografia este Charles Sorier, iar el a făcut poza în 1996, în timp ce mergea să o viziteze pe prietena lui. În anul 2000, Microsoft a cumpărat drepturile asupra pozei, iar datorită succesului colosal al Windows XP în următoarea decadă, aceasta ar fi fost cea mai vizualizată fotografie la momentul respectiv. Foarte interesantă mi s-a părut povestea din spatele acestei fotografii, pentru că sunt sigură că mulți am văzut poza, dar nu ne-am gândit că ar fi și o poveste în spatele ei. Revin cu detalii asupra norișorilor, efectiv îi plasez unde vreau eu, iar cu pensula, aceeași pensulă cu care am difuzat cerul, voi difuza ușor conturul unor norișori. Și pentru culoarea dealului avem trei nuanțe. Nuanța cea mai închisă o să o pun aici în partea de sus și îi voi difuza puțin marginile ca să o îmbin mai bine cu o nuanță mai deschisă. O plasez și aici, aceeași nuanță închisă. Și cu o pensulă iarăși, o pensulă curată, uscată, încerc să difuzez puțin culoarea. Acum vin cu o nuanță mai deschisă. Atunci când am amestecat culorile, am pus destul de mult galben în aceste nuanțe de verde ca să mă duc cumva cât mai aproape de culoarea din poza originală. Acum cu o culoare și mai deschisă, cu o nuanță și mai deschisă de verde, o plasez în jurul nuanțelor care sunt deja puse pe pânză și o voi difuza cu o pensulă curată, iar aici, în locul liber, care mi-a mai rămas, voi veni cu un galben amestecat cu foarte puțin verde, în locul unde bate soarele. Iarăși difuzez foarte bine culorile, o să umplu golurile și încerc să uniformizez cât mai bine culoarea ca să fie totul la locul lui, dacă pot să-i spun așa. Pun foarte puțin galben și aici, în partea de jos. Acum, cu o nuanță de verde, o nuanță cred că este mai închisă decât cea cu care am început, voi defini planurile, pentru că, după cum putem vedea, în fața dealului mai este un câmp. Acest verde trec să fac dungile unde ar fi fost via, mă gândesc.
cum se vedeau în imagine, iar cu pensula difuzez aceste dungi. Acum am venit cu negru amestecat cu verde și voi face mlaștina, după cum am văzut eu, acolo ar fi un fel de mlaștină, și schițez ușor stuful. Se vedeau câteva dungulițe și pe deal, le fac foarte ușor, iar apoi rapid vin cu pensula curată ca să le difuzez. Repet acest proces până sunt mulțumită de rezultat, pentru că, după cum puteți vedea, după ce dau cu pensula curată să difuzez aceste dungulițe, acestea nu se mai văd la fel de tare cum se vedeau înainte să le difuzez. De aceea insist așa mult pe ele. Este prima dată, acum când am pictat această imagine, că am observat că există niște munți acolo în spatele dealurilor. Chiar sunt curioasă dacă voi ați observat munții aceia. Revin cu detalii asupra munților, pun puțină zăpadă. Aici, în partea de jos, definesc mai tare stuful, iar aceasta este pictura care mi-a ieșit mie. Nici nu știu cu ce să încep. Astăzi se împlinește o lună de când încep să termin acest videoclip. E teribil în carantină, am zis că nu o să vorbesc despre asta și nu o să o fac. Vreau doar să vă spun că nu înțeleg când aveți voi timp să vă plictisiți, pentru că eu n-am timp nici să respir. Cei care stați la blog, probabil voi aveți tot dreptul să vă plictisiți, dar cine stă la casă și are grădină, este foarte multă treabă, mai ales primăvara. Este treabă pe lângă casă, apoi, fiind studentă, primesc foarte multe teme și știu că se uită și profesori de-ai mei la acest videoclip. Nu sunt neapărat foarte multe teme de la un singur profesor, ci fiind mai multe materii, termin o temă și mi se trimite alta și, sincer, nu mai am timp nici să respir și cu treaba pe lângă casă și mi-e foarte greu să mă concentrez, să fiu calmă la fiecare lucru pe care l-am de făcut. Am avut destul de multe piedici să termin acest videoclip, pentru că atunci când am vrut să fac această încheiere, a intervenit ceva și am lăsat laptopul și lavaliera pe pat. Și când mă întorc, găsesc pisica care dormea foarte frumos între ele acolo și lavaliera mea mușcată toată și ronțăită și molfăită și ce-a făcut ea. Spre bucuria mea și a portofelului meu, încă merge lavaliera. Nu știu pentru cât și nu știu cât de bine, dar vreau să vă spun așa câte puțin de ce nu am reușit să termin videoclipul ăsta mai devreme. În videoclipul trecut v-am rugat să-mi spuneți dacă aveți sugestii de ce ați vrea să învățați să pictați sau ce ați vrea să vedeți la mine că pictez. Le-am citit, le voi face, doar că nu m-am simțit inspirată momentan, pentru că am încercat să vă fac un tutorial despre cum să pictăm copacii, doar că nu sunt o profesionistă, n-am făcut nicio școală de arte și eu nu pot să pictez ceva dacă nu mă simt inspirată. Despre inspirație o să vorbim într-un alt videoclip care o să fie dedicat acestui subiect, pentru că pentru mine este foarte, foarte important să fiu inspirată atunci când realizez o pictură. Tot în videoclipul trecut v-am spus să-mi trimiteți poze dacă recreați o pictură care v-a inspirat de la mine și nu trebuie să fie neapărat la fel, doar dacă v-am inspirat cu ceva, vă rog să-mi trimiteți pictura voastră, nu-i neapărat să fie o recreație, pentru că eu mă bucur tare, tare mult să văd picturile voastre și să văd artă. Aici este pictura lui Mihai, Mihai care are doar 7 ani și a făcut acest tablou inspirat de pictura mea din videoclipul trecut și este atât de frumos și m-am bucurat atât de mult când am văzut acest tablou. Iarăși vă spun și acum, dacă recreați o pictură de-a mea sau vă inspir să creați artă, vă rog să-mi trimiteți pe Instagram, așa mă găsiți pe Instagram, sau găsiți link-uri în descriere către Instagram-ul meu unde puteți să vedeți mai multe creații de ale mele. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog să-mi dați un like și să-l distribuiți ca să ajung la cât mai multă lume să inspir să creeze artă. Make art great again! Cam atât pentru videoclipul de astăzi. V-am pupat! Pa!